Natasha, dacă ar fi fost să joci un rol, povestea vieții tale, ce crezi că ai fi învățat din rolul ăsta? În primul rând că trebuie să fiu responsabilă. Îmi pasă să-mi pese cât mai mult de oameni. Merg pe stradă, sunt în tren, eu fiind o actriță într-un teatru din provincie, când am filmări sunt obligată să mă sui pe tren și să vin și mă uit la oameni și îmi dau seama din felul în care privesc, în care vorbesc, îmi dau seama ce probleme au și de foarte multe ori încerc într-un fel sau altul să mă implic. Cineva îmi spunea că nu mă vede bine. Așa. Că am un spirit justițiar așa născut, de foarte multe ori mă bag unde nu fierbe oala, ar zice unii, sau de foarte multe ori oamenii nu înțeleg că întreb, aveți nevoie de ajutor, aveți nevoie de ceva, adică cred că trebuie să fim mai atenți unii cu alții, să fim mai buni, să fim mai, nu știu de ce s-a înrăit lumea așa. De foarte multe ori se face rău chiar dacă nu ai nimic de câștigat din asta. Cum îți explici asta? Nu știu. E foarte ușor să dai tot timpul vina pe sistem, pe cei din jur. Cred că de foarte multe ori trebuie să căutăm și noi înșine.